gestionarea licențierii a fost prelungită până la apariția în monitor oficial a acestui model. Nu sunt, pot să spun că nu sunt bucuroasă de ce se vede la, s-a văzut la televizor. E o situație, consider, de excepție. Atributul meu și dorința mea de a îngriji, de a coordona activitatea de îngrijire a persoanelor adulte cu dizabilități, nu a dorit să ajungă într-o astfel de situație. În colaborare cu directorul centrului, vom face o, și împreună cu directorul general al DGS Buceu, vom face demersurile necesare pentru îndreptarea și realizarea tuturor măsurilor primite în procesele verbale. Ne poate explica cineva de la masa asta, în mod concret și prin limba română, cum s-a putut ajunge la situația asta? Și ne poate explica cineva de la masa asta, în mod concret și tot pe limba română, ce măsuri urgente s-au luat, aplicabile azi, în timp ce vorbim, pentru a se remedia modul acela josnic în care au fost tratați oamenii aia? Concret, cum s-a ajuns la situația de a avea oameni murdari în halul care am văzut cu toți? Cine monitorizează? Nu există un organ de control deasupra managerului acelui centru care să țină un frâu, să verifice. Nu există o procedură cu caracter permanent de verificare constantă a modului în care se aplică, mă rog, planurile astea pe care tot le facem noi pe hârtie. Mă rog, asta vreau să știu. Cum s-a ajuns în situația de a avea saltele murdare în condițiile în care acum avem atâtea tipuri de saltele, cu protecție, fără protecție, în condiții în care, din punctul meu de vedere, se putea gândi cineva că acele persoane fără control interior puteau să aibă parte de, nu știu, pempă și special. Asta vreau să auzim cu toții, că planul știm, se fac, hârtii, lege, cunoaștere. Vă rog, asta să ne explicați în mod concret, care a fost scurt circuitul care a dus la situația asta? Sau de competența doamnelor de la Direcția Generală de Asistență Socială,
Adică aveți grijă să puneți pe competența fiecăruia din cei prezenți. Mulțumesc. Eu sunt Robert Iar Piatră Neamț pentru DSP. Am înțeles corect, dumneavoastră ați fost în control la un cămin care nu are licență, nu are autorizație în regulă sanitară și nu are medic. Deci vorbim de o instituție unde se îngrijesc nu oameni bolnavi, ci oameni foarte bolnavi, fără medic. Și ați constatat acolo că faianța nu este bine pusă, că mop-ul este vechi și el funcționează în continuare, acest centru, da? Nu are medic de în specialitate de medicină generală. Există contract cu medic-psihiatru. Pacienții primesc tratamentul afecțiunilor cronice de la medicii de familie la care sunt înscriși și gestionarea actului medical de la după prescrierea medicației este realizată de către asistenții medicale. Deci din 24 de ore, oamenii foarte grav bolnavi, foarte grav bolnavi, au un medic 4 ore din 24, da? Psihiatru. Și de altă natură mai au un medic mai mult de 4 ore? Nu. Nu. Deci au un medic 4 ore. Da. E normal? Să funcționeze așa? În statul de funcții noi am identificat că există o normă de medic. Este normal să funcționeze așa? Vă rog cum să răspundeți la asta. Nu. Păi atunci de ce l-ați spus să funcționeze dacă nu? Urmează niște proceduri. Nu, așa, nu este așa de ani de zile? Nu vedeți asta de ani de zile? Păi nu a fost așa de ani de zile. Păi anul trecut aveau medic? Au avut medic... Au avut întrebări concrete. Așteptați răspunsul dacă nu ați spus concretările. Așa o ținem într-o emisiune. A fost medic specialist în medicină de familie, cu grad principal. Doamna a ieșit la pensie și nu s-au făcut demersuri în vederea schimbării gradului de încadrare, pentru că nu vine niciun medic principal. Primar, pardon, scuzați. Da. Vă mulțumesc frumos pentru direcție. Dacă nu mă înșel, acum câțiva ani de zile, tot pe cazul războiei, asta de vorba cu dumneavoastră, doamna Pandurum? Sau cu altcineva la războie? Acum, de zile, era aceeași situație. Reclamații și poze cu bolnavi loviți, cu foarte multe probleme. De atunci până acum nu s-a rezolvat nimic. De ce? Nu știu la ce faceți referire. Tot în presa au apărut pozele. Conducerea centrului și conducerea de jazz. Dacă a fost o sesizare, s-au făcut verificări la momentul respectiv, o să mă interesă și o să vă dau informațiile. Și o singură întrebare mai am, pentru că știu că dumneavoastră sunteți de specialitate. De ce nu le spuneți adevărul? De ce nu le spuneți că nu aveți personal? Nu puteți să vă ocupați de tot? De ce nu le spuneți să achiziția celor? Să le spunem, nu știu, perne, tot ce au ei. Nu sunt cele mai bune, se murdăresc. Orice spune curat astăzi, peste două săptămâni, este la fel. De ce nu spuneți aceste lucruri tuturor? Păi, vă pot răspunde la situația cu medicul de familie, care are medicină de familie. Din păcate, noi am făcut demersuri necesare, am transmis Ministerului Dezvoltării, am făcut memorandum pentru ocuparea tuturor posturilor vacante care există la nivelul legea SPC-ului Neamț din centrele din structura legea SPC-ului. Și din păcate, și până această dată nu am primit un răspuns favorabil. Primul răspuns a fost negativ, iar al doilea răspuns urmează să-l primim, pentru că am continuat demersurile pentru ocuparea posturilor vacante. La fel, avem posturi vacante de infirmieră. Știm foarte bine și se vede că prezența infirmierului în un astfel de centru este foarte importantă. La o casă, cum zicem noi, unde sunt doi infirmieri și un asistent medical pe tură, este destul de greu să poți gestiona 30 de beneficiari. Calitatea, avem la nivelul legea SPC-ului sumele asigurate pentru materialele sanitare, echipament, cazarmament, dar din păcate creșterea prețurilor
și creșterea prețurilor față de anul din 2023 a dus ca la această dată sumele să fie insuficiente. Bugetul Consiliului Județean Neamț, din bugetul Consiliului Județean Neamț, au fost asigurate fondurile, dar din păcate, având în vedere și creșterea salariului de la nivelul centrelor, acoperirea este doar până în luna septembrie. Deci ne confruntăm și cu probleme și cu situații în care materialele sanitare sau echipamentul și cazamentul sunt de o calitate mai redusă în funcție de fondurile pe care le avem. Și câți oameni ar mai trebui să aveți în plus ca să vă puteți ocupa de acești oameni? Deci, norma pentru persoane cu dizabilități este de 2 la 1. Și cât aveți acum? Din păcate, avem 1,2. Vă mulțumesc frumos! Și în legătură cu această reorganizare, ori dumneavoastră, ori doamna de la plăți sociale, cine poate să-mi spună, în toți aceste ani în care a fost reorganizare și ați avut nevoie de autorizarea de la Autoritatea Națională și hotărârea de Consiliul Județean, ați avut în toți acești ani aceste acte? Au fost în fiecare an? Pentru cine? Pentru oricare, pentru că ambii au verificat. De la sociale și... Conform unei adrese din 2022 pe care o am în față, DGASPC, la solicitarea noastră, ne pun la dispoziție planurile de restructurare cu hotărârea de Consiliul Județean, cu aprobarea prin hotărârea de Consiliul Județean 2021-2023, deși procesul inițial a început în 2018, cred. Da. Este un proces la nivel național, nu numai la Neamț, și nu trebuie să pierdem din vedere faptul că la Neamț am licențiat 19 centre pentru persoane adulte cu dizabilități, 19 centre sunt licențiate, așadar mai avem cele 3 case fără licență și centrul de la Bozieni. Vă mulțumesc frumos! Domnul prefect, poate ne puteți să răspundeți dumneavoastră. Am auzit aici 40.000 amendă de la DSP, 25.000 amendă. Cine plătește aceste amenzi? Din buget, din banii noștri, la toți? Sau sunteți de vinovați? Deci, încă o dată, să fiu foarte clar înțeles, nu este o pasare de responsabilitate. Instituția prefectului ține de Ministerul Afacerilor Interne. Nu are suport din Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, însă am considerat atâta timp cât avem competențe de tutelă, să le spunem la modul generic, asupra instituțiilor deconcentrate cu rol de control, am considerat că este o datorie morală să aduc șefii acestor instituții în fața publicului larg, să vă spun ce s-a constatat ca urmare a acelor imagini și fotografii care au apărut în spațiul public, ținând cont de esența problemei și anume modul concret în care acești oameni sunt tratați, pentru că de acolo pornim și acolo trebuie să ne întoarcem. Așa, întrebarea dumneavoastră viza cine va plăti amenziile. Bineînțeles că amenziile vor fi plătite în instituția sancționată. Dar nu, din punctul meu de vedere, nu asta este soluția și nu cred că ar trebui să ne bucurie asta. Trebuie să identificăm mecanisme serioase de management al modului în care se implementează măsurile de îngrijire a persoanelor cu dizabilități. Sunt oameni lipsiți de apărare. Sunt chiar în mâinile acestor oameni nu au alte variante de a trăi pe lumea asta. Deci, răspunsul este simplu, este o întrebare retorică ce a pus dumneavoastră, dar aș pune accent pe ideea că nu ăsta trebuie să fie scopul nostru de a sancționa, ci de a identifica soluții. Și cu privire la... Am citit documentația, v-am spus că am avut ședințe în permanență și cu personalul prefecturii, și cu a stat în legătură permanentă și cu directorul instituțiilor de control în perioada derulării controalelor, nu m-am putut exprima atunci pentru că erau controle în derulare și spus că nu era treaba prefecturii să ia măsurile de management care trebuie scoate de Direcția Generală de Asistență Socială și nu de prefectură, nu asta e treaba noastră, dar vă pot face o sinteză. În lipsa, ca să, și eu cred că mă voi exprima românește, procedurile de licențiere s-au pornit. Ele s-au pornit din 1 aprilie anului 1. Ele au un istoric, dar vorbesc de ultima parte a acestei cronologii cu licențiere.
S-au pornit în luna aprilie. Documentațiile au fost depuse din aprilie 2024. Răspunsul Autorității Naționale pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități a fost destul de întârziat, au cerut completări. S-a venit cu completări, eu vă spun de ce am ca sintetic la mapa mea. S-a venit cu completări până într-un punct în care apărut legea aceasta 100 pe 2024, în care Autoritatea Națională pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, dacă eu greșesc undeva, vreau să mă întrerupeți, spune, oprim procedura de licențiere, pentru că așteptăm normele metodologice la legea 100 pe 2024. Personal, ca jurist, ca avocat, mă zic că este o eroare. Pentru că dacă documentația de licențiere a fost depusă în virtutea normelor existente la data la care s-a depus documentația, trebuia să aplice normele vechii legi, pentru că atunci s-a depus documentația și cele de licențiere. Și mi se pare un pic forțată interpretarea că ar trebui să așteptăm normele metodologice a unei legi noi, căreia eu nu ar trebui să mă circumscriu, pentru că am depus documentația când era în vigoare o altă lege veche și care prevedea un anumit conținut al documentației. Dar asta e o problemă care ne depășește pe noi la nivel județean. Problema formală este că ea s-a finalizat prin măsuri de relocare totală a pacienților. Opinia mea, sincer, este că nu se va reuși niciodată această relocare totală a pacienților. Sunt persoane adulte cu handicap grav care nu pot fi relocate din simplu motiv că nu avem unde să-i relocăm. Nu noi, mă rog. Direcția Generală de Asistență Socială nu va putea să-i reloce, pentru că nu avem furnizori privați de astfel de servicii care, dacă ar fi existat, ar fi semnat încheierea unui contract între direcție, Consiliul Județean, nu știu cine, și acești furnizori de servicii privați, dar nu avem furnizori de servicii privați care să poată primi aceste persoane în dificultate. De asemenea, înțeleg că Direcția Generală de Asistență Socială s-a adresat tuturor instituțiilor similare din țară cu solicitarea de a identifica spații pentru aceste persoane ce urmează, conform măsurilor dispuse, să fie relocate. Și nu sunt în țară locuri disponibile pentru relocare. Greșesc? Ați primit răspuns? Da, am primit răspuns. Aveți răspuns negativ, că nu aveți locuri pentru oamenii ăștia. Da. Deci, aceste măsuri nu vor rămâne. Nu au cum să fie puse în practică, pentru că ar însemna să-i întoarcem unde? Unde se trimite pe oamenii ăștia care sunt bolnavi? La familiilor, la aparținători? Poate unii nici nu mai au acum. Poate unii nici nu mai au aparținători care se primească. Să-i punem în brațele primarilor, ce să facem cu ei? Nu sunt salvecatori. Bun, asta e măsura legală. S-a dispus măsura legală. Dar asta e simplu. Asta e relativ simplu. Noi trebuie să facem întotdeauna o proporție între interesul respectării legii și interesul respectării dreptului la viață în cazul ăsta. Despre asta vorbim. Pentru doamna Panduroasă mai am o singură întrebare și încerc să legam cu așa de multe întrebări. Dumneavoastră știți foarte bine. Un medic, 4 ore, 100 de pacienți, cât aveți acolo, nu poate să facă nimic decât niște rețete. Nu poate să facă nicio reabilitare la niciun pacient, nu poate să facă nimic real și concret pentru acei oameni. De ce nu spuneți aceste lucruri? De ce nu cereți mai mulți medici? De ce nu spuneți care este problema adevărată? Așa cum zicea și doamna de la DSP, medicul de acolo, cu 4 ore, este un medic psihiatru. Este foarte important. A fost foarte greu obținut acest medic în cadrul centrului. Pentru că ce are Recolibri provine din cerere nerăzvoiene. Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică, unul dintre centrele de la nivelul județului Neamț. Este centrul cu cei mai grav pacienți, poate mă repet. Dar existența unui medic psihiatru într-un astfel de centru pentru noi este un plus valoare. Pentru că nu doresc medicii să facă contracte de colaborare cu astfel de centre. Nu este ușor. Patologia este foarte grea. Și atunci prezența acestui medic ne face ca să avem asigurat situațiile în care
în situații de heteroagresivitate sau autoagresivitate, există, să zic așa, o procedură specifică de contenționare. Deci, noi căutăm ca această contenționare să fie făcută cât mai puțin, iar ea nu poate fi realizată decât în prezența unui medic psihiatru. Iar în ce privește posturile vacante de la nivelul tuturor centrelor, de la nivelul județului Neamț, din păcate, v-am spus și poate mă repet, memorandumul făcut atât anul trecut cât și anul acesta pentru deblocarea posturilor a fost, la acest memorandum am primit un răspuns negativ. Repet, am făcut demersuri în continuare pentru ca posturile cheie de infirmier, de îngrijitor, de medic, de asistent medical să poată fi deblocate și să putem asigura pe tot parcursul zilei îngrijirea beneficiarilor. Bun, mai sunt întrebări, pentru că noi mai avem și o ordine de zi cea inițială stabilită pentru colegiul prefectural. Bun, doamne, ne trebuie de la secție. Mai avem doamne întrebare. Am înțeles că un control precedent al acestui centru a fost făcut acum în an, în iulie 2023. Da, la acțiunea din partea Ministerului și la hotărârile Consiliului Județean. Următorul fiind acestea după da, pentru că noi avem acțiuni tematice numare impuse de Ministerul Sănătății și am avut luna trecută acțiune tematică pe centre rezidențiale persoane vârstnice. Acesta nu a intrat în acea categorie. Și dacă nu ar fi fost acest scandal, știți că ar fi fost următorul control la ce? Nu știu. Pentru domnul prefect, cred că dacă puteți așa numai să oricina ceva, acum un an au fost tot așa controle în aceste centre și a fost un raport din cât de știu în care lucrurile arătau bine. Știți de unde puteți să obțin acel raport? Nu, nu cred că este un secret. Prin ordinul prefectului din 2023 s-a dispus constituirea unei comisii mixte de control, urmarea acelei discuții cu caracter național în centrele groaznice. La asta vă referiți, probabil, nu? Apropo, fac o paranteză. În acest caz nu am dispus prin ordin constituirea unei comisii mixte pentru simplu motiv că imediat după ce s-a făcut sesizarea oficială către DSP, echipele de control erau toate în teren. Deci nu-și mai avea obiectul să facă un ordin de prefect de constituirea unei comisii mixte din moment ce toate instituțiile erau deja în teren la așa. Revenim la întrebarea dumneavoastră. Nu e niciun secret, faceți. Noi vom prelua ca o cerere verbală ceea ce a spus dumneavoastră și rog colegii mei să considere că este deja formulată cererea de furnizare a informației, veți primi imediat după terminarea ședinței informațiile solicitate. Dragă. Bun, vă puteți să trage doamnelor și de la Direcția Generală, sunteți membri ai colegiului. De la Inspectoratul Școlar Județean a ajuns? Da. Mulțumim, doamna. Așteptăm să se retragă colegii care trebuie să se retragă, să putem să le pânăm. Rugămintea mea către toate cele trei instituții care trebuiau să facă expunere astăzi, un material sintetic, mai am încă două ședințe, puneți accentul pe chestiunile importante, esențiale. Dau cuvântul mai întâi reprezentantului doamnei care reprezintă Inspectoratul Școlar Județean Neamț. Nu am numele dumneavoastră, pe cine ce scuze, vă prezentați dumneavoastră și materialul. Mulțumesc! Cosmoana, sunt inspector școlar pentru management instituțional. În ceea ce privește modul de realizare a atribuțiilor din domeniul de competență al SJ Neamț, în discuție câteva din activitățile derulate pentru implementarea programelor, politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune.
nivelul județului Neamț, în acest moment, beneficiază de acest program, de școli de unități școlare. Reducerea abandonului școlar este un obiectiv important pentru a asigura succesul educațional al elevilor. Câteva exemple de bune practici ce pot contribui la această reducere. Monitorizarea atentă a prezenței școlare, crearea unui mediu școlar inclusiv și sigur, dezvoltarea unor programe de orientare și consiliere, personalizarea instruției și evaluării, colaborarea între părinți și cadrele didactice, programarea activităților extrașcolare și proiectelor interesante. Activități derulate în cadrul proiectului pentru dotarea laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, aparatelor și cluburilor copiilor. 90 de desfășurate, 90 de unități de învățământ din județul Neamț, în 70 de OAT-uri. Astfel, în acest sens, au fost vizate achiziționarea de echipamente tehnologice, achiziționarea de conținut educațional, conectarea dispozitivelor din laboratorul inteligent la rețeaua de comunicație a unităților de învățământ, precum și instruirea cadrelor didactice pentru utilizarea echipamentelor. Alte acțiuni au fost desfășurate vizând asigurarea securității și siguranței elevilor în incinta adică și în perimetrul unităților școlare, de măsuri cuprinse în planul teritorial comun de acțiune, CASU, pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ pe Universitatea din județul Neamț. S-a realizat evaluarea unităților de învățământ privind modul de elaborare, aplicare și respectare a regulamentelor interne cu privire la siguranța elevilor și a cadrelor didactice și s-au inițiat și derulat programe și proiecte campanii și campanii de prevenire a violenței în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ. Tot în acest sens au fost derulate acțiuni în vederea implementării ordinului Ministrului Educației și Cercetării numărul 4343 din 27 mai 2020 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legilor privind violența psihologică bullying-ul. În conformitate cu legislația în vigoare, în toate unitățile de învățământ s-au constituit prin decizia directorului la începutul anului școlar Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței a faptelor de corupție și discriminări în mediul școlar și promovarea interculturalității și s-a constituit grupul de acțiune anti-bullying. Aceste entități sunt menționar sau ori de câte ori este necesar, rezultatul întâlnirilor fiind consemnate în rapoarte ce sunt aduse la cunoștința conducerii unității de învățământ. Fiecare școală a elaborat planul strategic privind reducerea fenomenului de bullying, document aprobat în Consiliul de Administrație al Unităților Școlare. Luna se realizează comunicarea cu Biroul de Siguranță Școlară a incidentelor fenomenului de bullying din școlile din județul Neamț, urmărindu-se soluționarea și reducerea problemelor semnalate în unitățile de învățământ. În județul Neamț au fost inițiate de unitățile de învățământ 127 de activități care au avut ca tematică reducerea consumului de droguri, prevenirea și reducerea abandonului școlar și a violenței în școli, impactul traficului de persoane. În ceea ce privește modul de respectare a procedurilor de emitere a actelor, la nivelul inspectoratului școlar județean Neamț a fost elaborată și se aplică procedura ISJ Neamț privind utilizarea actelor de emisie în vederea apostilării. Măsuri propuse în vederea îmbunătățirii activității. Unitățile de învățământ propun permanent proiecte și programe înscrise în calendarele activităților extrașcolare la nivel național, regional, interjudețean sau județean, care vizează prevenirea violenței în mediul școlar. Vor fi inițiate o mare varietate de activități în unitățile de învățământ, în care se înregistrează acte de violență, segregare, discriminare, etc., ce vor avea ca tematică reducerea consumului de droguri, prevenirea și reducerea abandonului școlar și a violenței în școli, impactul